Salutare, pe și bine ați venit la nou episod. Suntem pe serverul Wanta România Roleplay și sună telefonul, vă aștept și pe voi, nu mai... Nu mai am răbdare. Salut, salut. Salut, ce faci? Uite bine, mai știi ce am vorbit ieri cu domnul Vasile? Da, da. Îl am aici la mine, l-am capturat. Unde ești? Știi ferma de lângă munte? Sunt da. Pe câmpul ăla gol. Oh, ok, bine atunci, hai că mă duc acum cu elicopterul încolo. Te aștept, te aștept. Bun, bun, hai, salut. Am înțeles, deci băieții l-au prins. Sper că... Da. Să... După cum l-am jucat ieri, cam... Da. Hai să pun aici pe ăsta. Deci ferma, ferma, normal aici ar trebui să fie. Bun. Hai că mergem repede. Mamă, ești nebun la cap. Abia aștept. Păi bine, o să las și link-ul de la Anu. Dacă vreți să aplicați, să participi la un rol cu mine, cu ceilalți băieții, cu așa mai departe, am să las link-ul ca să-l vedeți. Ia-i în față. Mamă, cum l-a prins pe om, ești nebun la cap. Bun, frate. Nu uitați butonul de like și subscribe, hai să-i dăm drumul. Hai să aterizăm încetoc, încetoc, încetoc. Încetoc. Așa. O scoatem o armă repede. Hai, noroc, șef. Noroc. L-ai prins? Ia, uite. Ce faci, mă, ești bine? Nu prea. Mă așteptam și eu. După lama pe care o luat-o ieri. Haide în elicopter să nu mai pierdem timpul, că poate ne vede careva. Bă, apropo, ca să știți, am înțeles. Apropo, aceste persoane sunt fictive, participă la un roleplay, să nu credeți că am ceva cu ei și așa mai departe. Hai, mergem înapoi. Știi unde, nu? Normal. Nu, bun. Ceva, se pe unde te-a dus ăștia? Ce s-a întâmplat? Am auzit ieri că te-a băgat la spital. A fost la reanimale, ce să... Nici nu mai știu, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Nu mai știi nimic? Nimic nu mai știu. Ce mă bucur. Ce mi-aduc aminte că am prins pe unul ce ne-a luat informațiile, l-am dus jos și de acolo nu mai țin minte nimic. Dar ce se întâmplă, bă, băieți? Băi, o să afli pe parcurs, nu pot zic acum prea multe. Bine, încerc să și aterizez. Poate bubuiesc elicopterul ăsta. Așa, hai afară cu el. Hai, moșule, vulpe bătrână. Scoate-l afară, ajută-l să iasă. Am înțeles. Stai așa, colegul, că trebuie să fac o magie, că nu prea mergem. Fă-o atunci. Fui, mamă, ce mă așteptam momentul ăsta. Bun. Nu, o lăsăm pe ăsta. Și-l pun așa. Bun. Ai scos cătușile, mamă, l-am pus. Ai pe rezervat? Ia pune-te în genunchi, moșule. Bă, băieți, ce se întâmplă, bă, băieți? E o neînțelegere, ce se nimic întâmplă? Nimic fasi. Nu e nicio neînțelegere fasi. M-auzi? Bă, băieți, spuneți-mi drept ce se întâmplă. Mi-a zis cineva de la... Mi-a zis cineva, mă auziți? Da. Bun. Mi-a zis cineva de la tine că... Acea persoană care știe care mi-a omorât tatăl... Încă trăiește. Și cam ești tu, moșule. Cum faci? Mă, feciorule, mă, e o neînțelegere, mă. Cum neînțelegere? Dacă ne-ai băgat cuțetul în gât. Ți-a plăcut? Tot neînțelegerea a fost, a? Cine ți-a spus?
Turcu. Aoleu, sifonul, și am avut cea mai mare încredere în... Stai liniște că dispare și el în câteva zile. Păi fii atent. Stai să spun cum a fost, să nu faci o nefăcută. Ia zi. Să nu faci aceeași greșeală ca și taică-tu. Ia zi. Taică-tu în ultimul moment a devenit un om foarte periculos și nu se mai înțelegea nimeni din acest oraș mai bine cu el decât cu mine. Eram singura persoană pe care mă mai asculta. La un moment dat, o scăpat de sub control, nu știu ce a făcut, ce s-a întâmplat cu el, că nu mai cunoștea pe nimeni, nu mai vedea pe nimeni în calea lui. Și ca să nu facă o prostie mare că devenea orașul ăsta praf, eu am fost singura persoană pe care îl puteam opri. Și spre binele tuturor, n-am avut încotro cu regret, i-am făcut felul că asta era singura cale. Îmi pare rău, într-adevăr, dar nu am avut altă posibilitate. Tu-ți dai seama că la vârsta frage Dan Crescu fără copil din cauza ta, nu? Fără tata. Știu, știu. Și mie îmi pare rău că eram cei mai buni prieteni, crede-mă. Auzi, domnul Vasile, vedeți ce faceți cu stația aceea cu voi acolo? Vedeți să nu faceți vreo mișcare pe ea. Auzi? Nu. Păi da, dacă-s legat la mâini, ce să mai fac cu ea? Unde ți-s oamenii? Păi, oamenii mei, oricum îți puși bine, pentru că n-am vrut să fie expuși. Ia stai să-l controlezi. Mă așteptam eu la așa ceva. Ia stai, ți-aș pune eu la gât, la urechi, și zic să vină oamenii lui încoace. De aici vorbește cu ei. Ha, spune-le să vină aici. Colegii, m-auziți, colegii? Veniți repede, vedeți că am GPS-ul pe mine și mă recepționați prin GPS. Ai vorbit cu ei? Ia, închide stația repede. Și tot arunc-o stația. Arunc-o pe undeva pe acolo. Arunc-o cu ei! Aoleu. Arunc-o! Așa. Alexe. Zi. Nu cred că e bine ceea ce vrei să faci. Crede-mă pe cuvânt. Cine zice? Văd în ochii tăi același lucru ca la taică-to. Ce? Și răspunare. El chestii din astea făcea și ai luat-o pe urmele lui. Am înțeles. Mă gândeam că măcar tu nu vei călca pe urmele lui. În cât timp îți vin, colegii? Crede-mă. Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Și mi-e pare rău pentru ce voi face de acum încolo. Și mi-e pare rău ce voi face de acum încolo. Să nu faci o greșeală. Ridică-te în picioare. Scoate cătușile că nu vreau să rămână cu ele pe mână. Măcar atât. Să nu faci o greșeală. Spate, spune-le să nu se apropie să mor. Nu vă apropia, stați acolo. Dacă cine se apropie de asta moare. Rămâneți pe loc, nu vă apropiați. Unde ți-au fost oamenii? Erau puși bine, ți-am mai spus. Pagine făcute cu noi, a? Fete, care mă așteptam, v-am spus că mă așteptam după ce s-a întâmplat ieri. Ați crezut că am uitat? N-am uitat nimic. Care s-a apropiat de noi până mergem în elicopter? Ieri am scăpat cu viață pentru că nu m-a nimerit cum trebuie. Asta e sens. Liniștit că te aranjăm. Hai. Ușor în elicopter. Bă, pleacă de lângă elicopter că-i trag o... Plecați, mă! Băi, pleacă! Deschide colegul și... Rămâneți pe loc. Deschide ușa și să intru cu el. Și nu uitați ce v-am spus. Nu intra cu el. Nu? Nu! Lasă-l! Du-te dincolo! Că eu stau oricum cu pistolul pe el. Du-te! Fugi cu ei! Fugi! Fugi! Haide, pula mea! Nu! Mamă! Nu pot să trag în ei! Trebuie să fug. Mamă ce-o făcut la asta. Fugi. Mamă, am înțeles. Ei, nu știu dacă... Mamă ce-o să...
Au, 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 au. Fuck that, au. Încet, încet, încet aici. Foaia trebuie să mă ascund pe undeva neapărat. Mamă, l-a omorât pe ăsta. Cu aia s-a prins, nu știu ce s-a întâmplat. Mamă, du-te. Sper să nu mai văd pe nimeni. Eu, nu, ah, fuck. Oh, fuck. Au. Au. Ah, fuck, ce mă doare. Mamă, ce aici, mă anguloanțe. Băi, băieți, nu știu cum să vă termina chestia asta. Hai să văd dacă pot să mă duc pe aici, pe undeva. Mamă, ce mă doare. Tot, dar tot. Hai să fug undeva. Nu pot găsi pe nimeni pe autostrada. Dacă sunt lângă ferm, stai să-mi pun repede. Bă, nu mai văd pe nimeni. Mamă, fraierilor. Luați-i. Ia-l de aici. Trebuie să mă gândesc cât de repede că trebuie să-l salvez pe amicul meu. Nu știu cum, nu știu unde-l vor duce, dar l-au prins. Aici voi sta până mai... Nu, mă voi duce repede la fermă. Și am să caut ceva mașină cu ce să mă duc de acolo. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like și subscribe. Eu am fost Am Happy cu echipa ANO, toată echipa, și ne întâlnim data viitoare. Ceau, o zi frumoasă, băieți!